Este un proiect provocator care își propune să crească conștientizarea de către cetățenii europeni a rolului structurilor europene în cadrul societăților naționale. Să nu uităm, și alegerile parlamentare europene sunt extrem de importante, deoarece foarte multe dintre deciziile vitale pentru națiuni sunt luate în cadrul Parlamentului European. Spațiul european este unul comun, un spațiu comun de valori, de idei, de interese și nu în ultimul rând de drepturi. Prin urmare, credem că acest proiect poate aduce o contribuție importantă la creșterea conștientizării acestor lucruri de către toți cetățenii Uniunii Europene, inclusiv de către cei României. Importante questa giornata che stiamo celebrando a Iași per parlare dell'importanza dell'Europa, perché si deve parlare di Europa e come l'Europa si deve avvicinare ai cittadini e ai lavoratori. Ci saranno le elezioni il prossimo anno, siamo in un paese che sente forte l'eco della guerra e quindi 70 anni dopo la creazione di questa idea, la creazione delle prime istituzioni europee, da Schuman oggi discutiamo come partendo dalla scuola, partendo dal valore della cultura, partendo dagli insegnanti si possa andare a costruire quella comunità europea, quella comunità dei cittadini, quella cittadinanza europea che sia più giusta, più equa e più solidale. Il lavoro deve essere vissuto come un valore importante per tutti, anche ai cittadini e ai ragazzi, ma anche per i lavoratori e per coloro che perdono un lavoro. L'anno 2023 è l'anno delle competenze, è l'anno dello sviluppo della formazione dei lavoratori e di chi ha perso un lavoro, ma è anche l'anno in cui è stata dichiamata Timișoara, capitale della cultura. Proiectul are o participare interesantă și în același timp o temă interesantă. A fost o oportunitate pentru mine de a înțelege mai mult din preocupările mișcării sindicale atât din România cât și din Italia și mai ales contextul în care activitatea sindicală se poate dezvolta și poate să influențeze decizia politică în Uniunea Europeană. Bucuros că astfel de evenimente se organizează în Iași. Avem nevoie de dezbatere pe chestiunile europene, despre Uniunea Europeană și despre valorile pe care această Uniune le reprezintă, mai ales în contextul actual, când Uniunea Europeană este sub presiune, este la ananghie, să spun așa, fiind presată de tot felul de crize, atât crize interne, crize externe. Dezbaterea este esențială și printr-un astfel de eveniment putem să conștientizăm nevoia unor astfel de discuții și nevoia de a discuta despre valorile democrației, libertății, integrității teritoriale, suveranității statale. Spunem noi că scopul a fost unul nobil și obiectivele credem că le-am atins linii mari pe toate. Apreciem foarte mult calitatea intervențiilor, apreciem foarte mult calitatea invitațiilor pe care i-am avut și nu în ultimul rând țin să mulțumesc colegilor noștri din Ustintea.